fată sunt siren atunci când intru în apă. Am super puteri, nu sunt simplă fată. Ne-am adunat astăzi aici să judecăm cazul numărul 366 între o dispută de divorț între Clara, așa zisă, silueta, și domnul Radu, tatăl de probă. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Bine, domnule judecător, este foarte bine. Așa, într-adevăr, este o zi minunată în care sperăm să ajungem la un consens, pentru că nu mi plac cazurile lungi și în care se precipită prea multe. Domnule judecător, eu, fata cu coroană, sunt avocat. Liniște! Liniște în sală! Liniște în sală! Nu vorbește nimeni până când nu este întrebat. Vin aici, doamna avocat, mai în față dacă vrei să vorbești cu mine. Acum vin, acum vin. Am vrut să zic că ambii soții nu și-au permis doi avocați, așadar eu o să fiu avocatul pentru amândoi. Așa caz n-am mai avut de multă vreme. Un singur avocat pentru două persoane diferite? Da, nici nu mai înțeleg. Asigur că sunt 100% obiectivă și să judec cazul pentru ambii clienți la fel. Stai puțin, înainte să judeci, trebuie să-ți dau Biblia. Da. Nu poți să judeci da, așa. Trebuie să jur. Așa, uite aici, cartea dreptății. Jur să spui adevărul și numai adevărul, ia cartea în mână. O secundă. Acum, jur să spun adevărul și numai adevărul, precum Constituția spune, așa să mă ajute Dumnezeu. Și jur că ești imparțială? Jur că sunt imparțială și că o să tratez ambii clienți la fel, chiar dacă sunt avocatul amândoi și... Gata, liniște în sală! Prea multă vorbărie! Prea multă vorbărie! Așa, bun. Care este soțul? Soțul este dânsul în verde, așa mai închis la culoare. Da, dânsul în verde? Da. Tu ești soțul? Da. Care este obiectul acestui caz? Ce s-a întâmplat? Spune-mi povestea. Tot în început de la un test de ADN la care eu cu un prieten ne-am dus la spital, l-am făcut testele. Prima dată el a ieșit testul pozitiv, după la mine, după încă o dată la mine. Stai, liniște în sală. Domnule judecător, pot vorbi eu, Clara din Bolșa? A leșinat, sunați la ambulanță, și a revenit, gata, nu mai sunați. Vă simteți bine? Chemăm ambulanța, vă rog frumos să vă reveniți, așa-i domnule judecător? Da, bă, stat o leșină, luați-l cineva să-l ia afară de aici. Doamna avocat, dă-i un pahar cu apă. Ia, domnule, un pahar cu apă. Stai așa că-i dau eu, uite aici, un pahar cu apă. Că eu am de toate aici, ia uite aici. Ia, domnule, un pahar cu apă să-ți revii. Așa, bea niște apă să-ți revii, dă-ți cu niște apă pe față. Bun, așa. Să ne înțelegem prima dată. Deci ai zis ceva de ADN, OZN, nu știu, n-am înțeles exact. Am făcut teste de ADN foarte multe ca să aflăm cine e tatăl adevărat al unui bebeluș. Este vorba despre un copil. Deci da. Vorbim despre un copil în această situație. Păi atunci se cam încurcă treburile. Domnule judecător, mă lăsați să vorbesc pentru că eu vreau să prezint acest caz. Liniște! Doar când spun eu, atunci se poate vorbi. Liniște în sală! Spune acum, doamnă. Cum spuneam, am zis că o să prezint cazul pentru ambii clienți. Ei sunt soț și soție de aproximativ 2 săptămâni și au tot făcut testul de paternitate pentru copilul lor. Aoleu, a fost o nuntă lungă, 2 săptămâni, cam mult. Asta zic și eu. Și faza este că odată era
domnul în verde, tatăl, odată era altcineva. Și s-au tot falsificat frauda acolo, ADN-ul s-a falsificat și până la urmă o reieși că nu domnul în verde a fost tatăl, ci altcineva. Și Clara, care s-a căsătorit... Stai, liniște în sală, liniște în sală. Am o întrebare. Puneți. Din câte am înțeles eu, este vorba despre doi tați aici. Da. Eu văd doar unul. Păi unul nu este de față. Păi și cum nu a venit de față? Adică nu înțeleg. Dacă o să fie citat, dacă este necesară prezența tatălui adevărat, o să fie chemat aici. Gata, îl cităm. E citat. Trebuie să vină să se prezinte la următoarea sesiune. Am înțeles, am notat. Așa, spune, doamna avocat. Așa. Clara, care este domnișoara brunetă din boxă. Așa. Care vorbește cu domnul polițist. Domnule polițist, vino aici. Așa. Domnișoara este inculpată. Nu inculpată. Domnișoara l-a reclamat pe tatăl fake, că nu este adevărat și vrea să divorțeze de dânsul, pentru că ea s-a căsătorit cu el doar pentru că a crezut că este tatăl adevărat și ca copilul ei, bineînțeles, să nu crească fără un tată. Am înțeles! Și având în vedere situația că nu este tatăl cel adevărat, mi se pare perfect ca domnișoara... Liniște în sala de judecată! Am o întrebare pentru doamna care vrea să divorțeze. Sigur, spuneți, domnule! Doamnă! Dumneavoastră v-ați căsătorit pe interes? În dosarul meu. Păi avocata dumneata mi-a zis că te-ai căsătorit doar pentru că era tatăl copilului. Nu, doamne ferește, domnule judecător, nu m-am căsătorit pe interes. Normal că iubesc pe toți iubiții mei. Băi, polițistule, dă-te jos de acolo că nu văd nimica. Altfel nu erau iubiții mei, domnule judecător. Dați-vă jos că nu mai văd nimica. Așa. Și cum spuneam, domnule judecător, normal că eu am vrut tot ce-i mai bine pentru bebelușul meu și n-am vrut ca bebelușul meu să crească fără tată. Dar imaginați-vă și dumneavoastră cum ar fi ca bebelușul să afle că Liniște în sală, că deja vorbești prea mult. Am o altă întrebare pentru tine. De ce nu te uiți la mine când vorbesc cu tine? Pentru că sunt timidă, domnule judecător. Să zicem că te iert pentru asta. Doamna avocat, veniți aici în față să vă văd. Acum am stat lângă clienta mea, că am văzut că s-a rușinat, domnule. Așa, spuneți, doamna avocat. Mai departe. Ce vreți să vă mai zic? Păi despre asta este vorba. Și dânsii au o proprietate împreună. Au o casă pe un teren de mare în centrul orașului. Și cam asta este tot averea lor. Și vă dați seama că și cu studia copilului este normal să meargă la mama copilului, având vedere că domnul în verde nu este tatăl de drept. Și acum cu averea asta e problema, că cum facem cu casa, cu pământul, se împarte la jumătate, nu se împarte, dar copilul nu poate rămâne fără casa domnule. Deci e cu împărțială, să înțeleg. Da, păi nu știu, sau toată proprietatea să-i vină a domnișoarei Clara, adică doamnei Clara, că nu mai e domnișoară. Dar înțelegeți și dumneavoastră care e casă, e normal cam ca asta să-i revină și copilul mamei, nu? Având în vedere că nu este tatăl adevărat. Nu, trebuie să luăm în calcul toate cele prezentate și să împărțim corect. Nu se va împărți doar între cei doi, pentru că mai există și a treia persoană. A treia persoană? Știți ceva ce nu știu eu, domnule judecător? N-a fost informată. Cer pauză de 2 minute ca să mă informez și să mă pregătesc pentru a pleda. Doamna avocat, înainte să vă luați pauza, vreau să vă spun următoarea chestie. A treia persoană este celălalt tată. Despre ce vorbim? Ce fel de avocat ești tu? Aveți dreptate, domnule. Aveți dreptate, doar că persoana în cauză nu este prezentă. Așadar nu se poate lua o hotărâre în absența... Liniște în sală! 2 minute pauză și revenim după 2 minute. Am înțeles. Haideți la un suc. Vreți să beți niște apă? Vreți să vă relaxați? Să vă pregătiți?
Ceva ce, nu știu. Împărțim, uite aici, stați așa, că împart eu apă aici, dacă vreți apă. Dăm așa câte o sticluță de apă tuturor. Uite, luați și dumneavoastră, doamna... Mulțumesc că mi s-a uscat... Avocat, așa, luați și dumneavoastră, domnul, o sticlă de apă. Și ceilalți, ia uite și tu aici. Ia o sticlă de apă, așa. Voi vreți, fetelor, apă? Ups, am stricat ceva, domnule. Aoleu, mi-a stricat aici tot. Din greșeală, domnule, mi-au căzut sticla și se pare că... Voi stricați, eu repar. Aoleu, cine vine în sala mea de judecată? Doamne, doamne, uite mă că mi-au stricat tot aici. Până și masa ar trebui să mă dau afară pe toți. E, domnule, avocat, doamne, ferește. Avocat? Avocat. Eu sunt avocat, domnișoară. Avocatul poporului, poate. Aoleu, te-ai scos cu asta, mulțumesc. Păi, dar cum să nu? De singur? Ce? Nimic, nimic, domnule, hai să începem. Gata, a început ședința. Toți la locul lor. Spuneți, doamna avocat. Așa, de unde să continui? Și cum facem cu împărțiala? Opa, 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 mai veni cineva. Treceți acolo. Dacă nu sunteți martor, treceți ea acolo pe bancă. Sora domnului în verde. Sora domnului în verde? Da, are, da, sora. Are și el familie. Bine, bine, am notat. Gata, sora. Spuneți, doamna avocat. Așa, cu ce să vă mai zic? Ce vreți să mai știți? Mai departe, ce cu cealaltă persoană? Ce cu celălalt tată? Tatăl celălalt este foarte responsabil și... E la muncă, are mall, are magazin mall acolo și e la muncă și de asta. Deci vorbim aici, sunt bani mulți la mijloc, am înțeles. Păi și domnul Radu, el a cumpărat proprietatea. Voi ce căutați aici, bă, sunteți fanii mei? Plecați de aici, de lângă mine, n-aveți ce căuta lângă judecător. Aveți fani aici, da. Am văzut, ori trag... La ce ochi frumoși și la cum jurizați creșiocă. Mulțumesc! Tatăl după nu vă place cravata asta roșie? Se ar sortează cu haina de pe dumneavoastră? Da. Da, acum am primit o informație de ultima oră. Putem să vă spun? Sau despre ce este vorba? Ia spuneți! Am aflat că tatăl celălalt este acum la muncă în Italia și mai construiește acolo ceva, un mall, un magazin și vine el, dar nu poate ajunge prea curând. Du-te de aici tu, fată, că nu vă văd pe doamna avocat! Du-te de aici, du-te mai acolo un pic, așa! Și nu poate fi momentan chemat pentru că este în Italia și vă dați seama până ajunge aici... Bă, dar ăsta nu mă lasă în pace, băi! Așa, spune acum că mă tot întreruptă, nu știu cine sunt oamenii ăștia pe care i-ați adus. Dar nu mă pot înțelege cu ei. Domnule judecător, mă scuzați. Dar vreau să stai bine și avocat. Cer permisiunea să mă apropii. Am niște informații pe care trebuie să vi le... Apropiați-vă. Bă, dar ce face fata asta? Luați-o de aici. Că se tot pune pe masă. Haideți. Domne, dar soră ne-a stâmpurată, mă, ai, domne. Haideți să vă zic. Învață-o și tu bunele maniere. Nimică, domnule. Spune, doamna avocat. Haideți să vă zic. Spuneți. Adevărul este că... Pleacă de aici ca să îmi spune mie, nu ție. Adevărul este că doamna Clara... Așa? Îi cam plac băieții cu bani și domnul Radu, care este individul verde, și domnul Denis, care este acum plecat la muncă în Italia... Dă-te pui de aici, plecați de aici că... Amândoi au o grămadă de bani și... Am înțeles. Cumva numai Clara nu are și... Vă dați seama că ea, Clara, nu are cu ce să-i întreține, deci ar fi mai bine să câștige Clara, că până la urmă ea ar trebui să rămână cu copilul, că este mamă și știți cum este, o mamă altfel își prețuiește copilul. Da, într-adevăr. Și am vrut să vă mai întreb o chestie. Ia spuneți. Uite ce trage ăsta cu ureche aici, mă. Sunteți căsătorii cumva? Nu, sunt burlac. Așa, am vrut să văd dacă înțelegeți despre treaba cu familie și așa mai departe. Dar dacă sunteți burlac, uitați dacă aveți vreodată nevoie de vreo avocat, vă las cartea mea de vizită și puteți apela oricând la mine. Da, lasă-mi cartea de vizită și ne mai auzim noi. Liniște în sala acum, este gata, mergi la loc, doamnă!
Să facem așa o mică analiză a ceea ce s-a întâmplat în ziua de astăzi, da? Deci am aflat că în această situație sunt implicate trei persoane. Și anume, avem soția care este acolo. Soție, ești aici cu noi? Nu, 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 stai să povestim puțin. Dă-te jos, băi, de aici, băi, dați-vă jos de pe... Dați-vă jos de pe masă de aici. Vă rog frumos, nu mai deranjați pe domnul judecător. Nimeni nu are voie să-l deranjeze pe judecător. Așa, deci avem soția și avem doi soți. Trebuie să împărțim averea la trei persoane, dar posibil nu în cantitate egală. Domnule judecător, spuneți, doamne. Este doar un soț. Celălalt este iubit? Mă rog, sunt trei, sunt, da, adevărat, adevărat, bine că mi-ați atras atenția. Deci este vorba despre o doamnă și doi tați. Exact, și un copil. Și un copil. La mijloc. Trebuie împărțită averea corect, astfel încât copilul să crească în cele mai bune condiții. Exact, exact. Bun, ce-am mai aflat eu, că s-au făcut mai multe teste. Data viitoare trebuie să aflu câte teste, care este numărul testelor care s-a făcut. Pe lângă asta trebuie să vină și celălalt tată, să discutăm cu el. O să fie puțină problemă că este la muncă în Italia, dar vedem, poate ia un avion și vină până aici. Să vină cu avionul, că e important pentru copil. Așa? Și poate putem să vorbim și cu doctorul. Da, 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 o să-l sun și o să vină, o să-l citesc să vină la tribunal. Perfect. Bun, atunci ședința de astăzi se întrerupe. Liniște în sală, liniște în sală. Ce faci copilă? Mi-ai distrus aici, tot pleacă de aici. Deci ședința de astăzi se întrerupe și ne vedem mâine la ora 12, bine? Cu siguranță ne revedem, domnule judecător. Mi-a plăcut foarte mult cum ați jurizat. Și mie mi-a plăcut. Ne vedem mâine. Da, ne vedem. Pa, pa. La revedere. La revedere, la revedere. Haide, Clara, haide. Puteți să plecați de aici. Pentru următoarea ședință. Haideți.